Dacian Ciolo subliniere a făcut anume mult așteptat, depunem dosarul de înscriere a unui viitor partid, participăm la alegeri. Fostul premier, Dacian Ciolo subliniere, a anuncat miercuri, la Cluj, ce în cel mult două săptămâni va fi depus dosarul de înscriere a unui partid politic, partid care va participa la alegerile europarlamentare. El n-a spus numele viitorului partid, însă a precizat ce Platforma România 100 va rămâne în continuare o misubliniere care civic, scrie Ager Press. Am început cu Platforma România 100 ca o misubliniere care civic, vom continua cu o misubliniere care politic. În următoarele zile, o săptămână, maximum două, vom depune dosarul de înscriere a unui viitor partid, care sublinierei propune să ducă energia asta sublinierei în mediul politic. Lucrurile vor rămâne mai departe legate, Platforma va rămâne misubliniere care civic. Sublinierea va avea rolul de a prelua energia din platformă, sublinierea să o structureze într-un proiect politic care trebuie să fie serios, sublinierea credibil, a declarat Dacian Ciolo subliniere. El a participat miercuri la o dezbatere publică organizată cu ocazia lansării filialei Cluj a Platformei România 100. Doresc ca a face politic să nu devină o profesie de bază, ci un intermezzo în viața noastră profesională, în care ne asumăm menii subliniere de lucruri pentru comunitate, după care mergem sublinierei continuăm să rămânem conectați la firul ierbii, la baza societății. Asta e viziunea noastră, nu am venit să facem promisiuni. Singura promisiune pe care putem să o facem este ce vom rămâne împreună cu dumneavoastră, a menționat Ciolo subliniere. Potrivit fostului premier, se lucrează de un an la programul viitorului partid. Eu unul singur sau doar cu câțiva nu mă duc la drum dacă nu suntem mai mulți cei care ne asumăm aceste lucruri. Nici eu nu sunt mulcumit de anumite lucruri, îmi pun la bătaie pielea, resursele sublinierei, energia sublinierei, facem primul pas, după care trebuie dezvoltat de undeva. Punct, avem timp până la următoarele alegeri, pentru ce altfel nu ne-am fi implicat în proiectul politic. Vom participa la alegeri cu un partid politic. După depunerea actelor de înregistrare a partidului politic va dura câteva luni până la finalizarea procesului de înscriere la tribunal, apoi vor începe înscrierile în partid. La primele alegeri, cele europarlamentare, intrăm în jocul politic. Aceasta este forma, trebuie să dăm fondul, care înseamnă o schimbare de atitudine, dacă nu se produce declicul, putem face 10 partide, a completat Dacian Ciolo subliniere. Dacian Ciolo subliniere a participat, alături de Drago subliniere Pâzlaru sublinierei de Mirabela Amarandei, la o dezbatere publică cu tema educație, dezvoltare, tradiții multiculturale, civilitate, dezbatere organizată de filiala Cluj a Platformei România 100.